225 de jurnaliști vor veni, prima destinație de la București va fi Bucovina. Vor fi prezenți în județul Suceava, începând de luni după masă, reprezentanți din peste 30 de țări. Și aici mă refer la jurnaliști care jurnaliști de radio, de televiziune, de presă scrisă, reviste de turism. JETU, vă aduc aminte, este organizația care a acordat României în 2009 numărul de aur de 3 ori și este organismul care acordă acest titlu în turism. Este o organizație extrem de importantă și suntem bucuroși să-i avem ca un safir pentru ziua de marți și miercuri în județul Suceava. Sunt reprezentanți din țările Uniunii Europene, din Rusia, Ucraina, Turcia, Liban, Egipt, Tunisia, Statele Unite, Canada, Panama, Mexic, Venezuela. Din țările europene, majoritatea țărilor, Italia, Germania, Franța, Spania, Belgia, Olanda, Cehia, Slovenia, Austria, Elveția, Ungaria, Bulgaria, Grecia.